S-a circulat în condiții de iarnă pe toate drumurile din județ după prima ninsoare. În cursul nopții, drumarii au acționat pe toate drumurile naționale care tranzitează județul Buzău cu zeci de utilaje. S-au împrăștiat peste 300 de tone de material antiderapant. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis printr-un comunicat de presă că luni dimineață, în localitatea Cochirleanca, 4 autoturisme în care se aflau 10 persoane nu au mai putut înainta din cauza zăpezii. Echipaje ale Serviciului Drumuri Județene, sprijinite de angajații primăriei, au intervenit pentru deblocarea persoanelor, astfel încât acestea să poată continua drumul în cel mai scurt timp, a precizat IGSU. Tot dimineață, un autocar de transport persoane pe ruta București-Tecuci cu 15 ocupanți a derapat în jurul orei 7 pe DN285 în zona localității Oreavu. Inițial, unul dintre șoferii autocarului a rămas blocat, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare. 9 persoane au fost transportate la spital pentru investigații. Vremea a provocat necazuri și la Tisău, unde 1000 de abonați ai societății Electrica din satele Valea Sălcilor, Leiculești și Tisău au rămas fără energie electrică. La fel s-a întâmplat și cu 300 de abonați din Rubla.